Trei partide unioniste au inițiat discuțiile pentru a participa împreună la alegerile anticipate. După două ore de discuții, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Liberal și Uniunea Salvați Basarabia au anunțat că nu au stabilit un format, dar susțin ideea că formațiunile politice unioniste trebuie să meargă împreună în acest scrutin. Formațiunile pro-unire au fost chemate la discuții de Alianța pentru Unirea Românilor. Este important să avem o voință colectivă, una agreată de comun acord cu toți împreună. De asta am să vă rog și pe dumneavoastră și pe toți cei care sunt cointeresați ca unioniștii să existe într-o formulă cât mai eficientă, să găsim o soluție de comun acord, nu doar una care mi-o impun eu sau altcineva. Președintele Uniunii Salvați Basarabia a menționat că cei care se declară unioniști trebuie să participe în scrutinul din vară într-un bloc sau pe o listă comună. Pentru Valeriu Munteanu nu contează cine dintre liderii unioniști va fi în capul listei. Sper foarte mult ca pentru toți să primeze în primul rând cauza națională, niște realități ale momentului și să nu primeze ștampile. Există unioniști în Republica Moldova care nu răspund apelurilor, care o fac un soi de politic reflexiv, numi propriu. Liderul liberalilor spune că ei au propus încă înainte de alegerile prezidențiale că este nevoie de o listă comună a pro-europenilor și a unioniștilor care au susținut-o pe Maia Sandu. Partidul Acțiune și Solidaritate a respins această propunere, susține Chirtoacă, așa că PL a venit cu o altă idee, ca toți unioniștii să se regăsească pe o listă comună. Să știe că sunt dintre aceia care dezbină, nu vor și pun mai presus propria persoană, propria preamărire, deja asta este cunoscut, nu mai trebuie demonstrat. Respectiv, în cadrul blocului Unirea, noi continuăm discuțiile pentru a vedea care este soluția și formula cea mai bună. O decizie finală despre cum vor participa partidele unioniste în alegerile din vară va fi luată după ce toate propunerile și condițiile vor fi discutate în cadrul fiecarei formațiuni. Anul trecut, la prezidențiale, 5 formațiuni politice au format blocul Unirea și l-au înaintat pe Dorin Chirtoacă pentru funcția de șef al statului. Întrucât nu a trecut în turul 2, formațiunile au susținut-o pe Maia Sandu în acel scrutin.